Memorialul Siget este unul dintre cele 9 situri care marchează sau simbolizează lupta pentru istoria, integrarea, idealurile și valorile europene, selectate pentru a primi titlul de patrimoniu cultural european, European Cultural Label, acordat anual de Uniunea Europeană. Selecția a fost anunțată înaintea lansării Anului European al Patrimoniului Cultural, anul 2018, la Forumul Cultural European. Celelalte situri sunt cele de patrimoniu muzical din Leipzig, Germania, un complex al unei sinagogi din Ungaria, Fortul Cadine din Italia, Biserica Iavorca din Slovenia, fostul Lager Natzweiler și lagerele adiacente, Franța și Germania, Bois du Cazier din Belgia, satul Schengen din Luxemburg și tratatul de la Maastricht, Olanda. Comisarul European pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, Tibor Navracsics, a declarat că Uniunea Europeană este constituită pe valori precum pace, libertate, toleranță și solidaritate. Comisarul susține că acestea nu trebuie să fie considerate ca fiind un dat, trebuie să se acționeze pentru a le păstra în fiecare zi. Toate siturile de pe lista de patrimoniu cultural european promovează aceste valori și amintesc de toți cei care au luptat să le instaureze și să le păstreze. Un juriu independent înființat de Comisia Europeană a ales noile situri dintr-o listă de 25 de candidaturi preselectate de statele membre care au participat la această inițiativă. Se ajunge astfel la 38 de situri care au fost alese să primească titlul de patrimoniu cultural european. Comisia va desemna siturile în mod oficial în februarie 2018, iar ceremonia oficială va avea loc în luna martie.